fi modul în care voi face eu politică în calitate de președinte al României. Aducând oamenii împreună la masa dialogului cu seriozitate. Evenimentul de astăzi este, dacă vreți, o prefigurare a acestui mod de exercitare a funcției prezidențiale. Și sper să fie doar începutul unei dezbateri mai ample pe probleme reale care îi preocupă azi pe cetățenii României. Mi-aș dori ca în această campanie să începem să dărâmăm mituri, să deconstruim prejudecăți care ne-au ținut pe loc și să vedem dincolo de ele. Nu noi ca persoane, ci noi românii, ca popor, ca societate, ca națiune de cetățeni. Nu întâmplător, ne-am intitulat viziunea și proiectul prezidențial România lucrului bine făcut. România lucrului bine făcut începe exact cu abandonarea a două asemenea mituri, a două idei păguboase și deloc adevărate. Una, aceea că în România nu se poate, că la noi e altfel. Doi, aceea că face și așa. Ne-am descurcat noi cumva. Din păcate, pe ultima dintre ele am auzit-o chiar de la cel care conduce acum guvernul României. Eu cred că ceea ce ni se potrivește este tocmai filozofia lucrului bine făcut. Vine din trecutul nostru, din ceea ce am construit ca națiune de-a lungul timpului. Există părți din moștenirea noastră, istorică și culturală, care sunt expresia lucrului bine făcut și cu care ne mândrim. Le știți și dumneavoastră. De ce România lucrului bine făcut este o viziune prezidențială? Pentru că președintele este cel care poate imprima o direcție națiunii. În afara atributelor sale constituționale, președintele are și un rol mai greu de descris, dar crucial. Cadrul constituțional ne spune ce poate face președintele. Însă, nu doar ce face președintele contează, ci mai ales comportamentul, conduita, ținuta și expresia lui publică. Acestea au, de fapt, un impact major asupra mediului politic și asupra întregii societăți. O schimbare profundă în societate nu poate începe decât de la vârf. De la președinte ca persoană investită cu cea mai mare încredere și legitimitate democratică. Dacă vrem altfel de politică, trebuie să începem prin a avea un președinte altă conduită, ținută și expresie publică. Am văzut că Victor Ponta vrea să fie un președinte